Dragi prieteni, bun găsit la întâlnirea noastră săptămânală, Lentila de Contact. Descriport și Radio Clasic, așa cum v-a obișnuit, în fața dumneavoastră Stelian Tănase. Vom vorbi astăzi despre un subiect care este uitat, dar nu chiar de toată lumea. Marile puteri făceau pregătiri de război. Suntem la mijlocul anilor 40, poate mai încolo, spre abdicarea regelui Mihai în vara lui 1947. Se rula cu piciorul pe accelerație. Tensiunile se amplificau pe fundalul războiului civil din Grecia, unde comuniștii și regaliștii se înfruntau sângeros. URSS susținea tabăra comunistă, firește, Statele Unite și Marea Britanie susținea pe regaliști. Aș vrea să vă amintesc că în octombrie 1944 Churchill a zburat la Moscova, unde s-a înțeles cu Stalin și i-a vândut România pentru Grecia. S-a făcut un schimb. Voi vă faceți de cap în Grecia, voi rușii vă faceți de cap în România. Așa a fost înțelegerea între Churchill și Stalin. Octombrie 1944, înainte de Ialta și de Potsdam. În martie 1947 tocmai s-a lansat doctrina Truman. În iunie același an s-a lansat și planul Marshall. Un an mai târziu, în iunie 1948, marile puteri occidentale decid consolidarea Germaniei de vest ca obstacol împotriva Uniunii Sovietice. În iunie 49, la Bruxelles, ia ființă NATO. Suntem așadar într-un climat extrem de fierbinte. La București, Kremlinul dorea un bun pretext pentru a desființa PNţ-ul și PNL-ul. Opoziția trebuia lichidată fără întârziere. Moscova dorea ca în toate capitalele controlate să aibă guverne care să prindă în componența lor numai și numai comuniști. Până atunci, să vă amintesc, cum a fost și guvernul Groza, erau guverne de așa zisă coaliție. Era Partidul Comunist, de obicei sub alt nume, dar erau și alte partide, resturi de la PNL, de la PNţ, de la PSD și partidul lui Petru Groza. Așadar, opoziția trebuia lichidată fără întârziere. Moscova dorea ca peste tot să fie numai guverne totalmente comuniste. Vremea alianțelor, a partidelor bidon și a tovarășilor de drum, ce era de fapt Petru Groza, ce era de fapt Gheorghe Tătărescu? Niște tovarăși de drum. Era terminată, considerau strategii de la Kremlin. Ei au impus să se treacă la regim de dictatura proletariatului. În traducere, 100% comuniste. Trebuia, deci, un șoc. La București, acest șoc a fost înscenarea de la Tămădău. Poate nu știți ce a fost această înscenare, dar am să vă explic eu astăzi. Cum s-a întâmplat? Unor lideri din Partidul Național Țărănesc li s-a propus prin agenția lui Emil Bodnăraș, era secretar general al guvernului, dar de fapt se ocupa de serviciile speciale, să fugă în Occident și să continue lupta din exil. Suna bine. O mână de lideri ai PNţ-ului pleacă așadar în Elveția sau în Statele Unite, la Paris, și de acolo, din exil, ce bine sună, un guvern în exil, nu? Să lupte contra ocupației sovietice. Aceștia, vorbesc de liderii PNţ, niște mari naivi, n-au mirosit capcana și au acceptat propunerea. Cei 14 fugari și-au făcut bagajele, s-au pregătit de plecare. Unii dintre ei, Mihalache, Penescu, Carandino, și-au luat și soțiile, parcă se duceau la picnic, asta așa ca atmosferă. Ca să spun altfel, nici ei nu s-o luau în serios. În dimineața zilei de 14 iulie, Coleașa a trecut de o săptămână, într-o duminică, grupul penețist a sosit pe un câmp cu mașinile. Locul era în vecinătatea satului Tămădău, la 46 de kilometri est de capitală. Aici se găsea un fost aerodrom din timpul războiului, plasat lângă satul Fundulea. Fugarii erau bucuroși și încrezători, mai că nu cântau. Îi așteptau pe câmp două avioane IR-39 pregătite să decoleze. La manșe, piloții Romulus Lustig și Gheorghe Preda. Nu rămânea decât să se îmbarce, ceea ce au și început să facă odată ce elicele au fost pornite. În acest moment s-au văzut înconjurați de agenți, ca într-un film polițist de duzină. Avem de-a face cu o farsă. Agenții le-au ordonat mâinile sus, fotograf trimis la fața locului de ministrul Ministerului Afacerilor Interne, Teohari Georgescu, să imortalizeze momentul, și au făcut treaba, i-au aranjat în cadru, le-au și spus: zâmbiți, vă rog,
Odată imortalizați pentru viitorime, arhive și presă, au fost arestați, urcați în remorca unui camion și duși pe București. Aici au fost închiși la sediul Ministerului Afacerilor Interne, în subsol, unde erau niște celule pregătite dinainte pentru că această clădire, care apoi a fost a Comitetului Central, asta a fost ca destinație, Ministerul Afacerilor Interne. Deci avea celule pregătite. Au fost de grabă găsiți vinovați de tentativă de trecere frauduloasă a frontierei și de trădare de patrie. Li s-a intentat și proces. Ziarele comuniste au făcut mare caz. Au scris abundent despre așa zisul complot și despre trădare. S-a dovedit că piloții celor două IAR-39 erau agenții securității. A fost o scenare și încă una de proastă factură. De pildă, cum ar fi încăput 14 persoane în două avioane de mici dimensiuni IAR-39 de câte două locuri plus pilotul? Probabil că vreau să zboare și pe aripă și atârnați de coada avionului, nu pot să-mi dau seama. Dar o asemenea naivitate, se vedea la prima vedere că e o cursă și că acele avioane nu puteau să ia pe toți. Încă de la debutul afacerii, când agenții serviciului secret îi momesc pe liderii țărănii să participe la această pretinsă fugă, totul a fost fals și suspect. Detaliile nu se potriveau. De ce au acceptat? Cum de s-au lăsat înșelați? Erau totuși niște oameni politici cu experiență, trecuseră prin multe, erau și hârșuiți de lupta cu comuniștii, erau înconjurați mereu de agenți, trebuiau să fie extrem de neîncrezători. Și totuși, cred că Mihalache, Penescu, Carandino nu mai credeau că România se poate salva de la sovietizare, cel puțin în timpul vieții lor. Nu doreau să trăiască într-o țară ocupată de Armata Roșie. Credeau că bătălia a fost pierdută. Fugind în Occident, recunoșteau asta. Mai era și ideea că odată ajunși în contact direct cu cancelariile occidentale și cu presa de acolo, ar fi devenit mai eficienți în informarea opiniei publice, ar fi avut acces la factorii de decizie și ar fi contribuit în mai mare măsură decât de la București la ameliorarea situației de atunci a țării. Așa vreau să creadă, era mult wishful thinking aici, cred că vă dați seama. Multe detalii le-am aflat chiar de la sursă. În anii 1986-1987 mă vedeam cu Nicolae Carandino la braseria Capșa, unde beam cafele și sporobăiam, supravegheați de 1-2 agenți ai securității. Iată un pasaj din volumul său de memorii, cu care și închei, de altfel. Am ajuns relativ repede la Tămădău, lângă Fundulea, unde urma să sosească la ora 6 dimineața avionul. De fapt, au fost două avioane, cum ați văzut. Cele câteva ore care ne mai despărțeau de ora fatală le-am petrecut în conversații mai mult sau mai puțin glumețe. De glume erau incitați, cred, de faptul că în sfârșit pleacă. De vreme ce zarurile erau aruncate, nu credeam că ezitările melancolice, anxietățile și spaimele mai aveau vreun rost. De altfel, dintre noi toți, singură Lili, e vorba de soția lui Nicolae Carandino, Lili Carandino, actriță foarte cunoscută și foarte frumoasă, vă spun așa, între patru ochi, avea presimțirea catastrofei care ne aștepta. Sensibilitatea ei de femeie și mai ales formația profesională era actriță și a simțit regia, i-au permis presimțirul uitoare. În timp ce noi vorbeam în general despre viitor, ea examina cu ochii luciți prezentul și descoperea că toți călătorii care ne însoțeau erau în realitate agenți, că intrasem într-o capcană îngrozitoare și că eram de o teribilă inconștiență de vreme ce nu ne dădeam seama de adevăr. O pagină din amintirile lui Nicolae Carandino. Aceasta a fost capcana, provocarea de la Tămădău.